Maria are și un ultim mesaj către susținători care sună cam așa. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de Antonio pe parcursul acestei experiențe minunate pe care am trăit-o timp de patru luni din viața mea și am trăit așa cum nu mă așteptam. Vă mulțumesc foarte mult și ce pot să vă spun este că sunt super emoționată, am foarte multe emoții și sunt nerăbdătoare să-l văd pe Antonio. Abia aștept să-l văd și pe Amir, să ne reîntregim ca și familie. Mă bucur că am ajuns până aici și că ne-ați fost alături. Vă mulțumim tare mult, a spus Maria. A avut și câteva întrebări. Una dintre ele a fost dacă Amir va fi în gală, în marea finală și Maria a spus că mama i-a zis că va veni și Amir și că abia așteaptă să-l vadă, nu mai poate de nerăbdare. Următoarea întrebare a fost ce faci dacă, spre exemplu, Antonio ar zice nu? Maria a spus că nu cred că o să zică nu, își ratează șansa la fericire. Apoi, încă o întrebare, descrie experiența Mireasa într-un cuvânt și Maria a descris această experiență fiind neașteptată, cam acesta a fost cuvântul care ar defini pentru ea experiența Mireasa. Vă pup și vă îmbrățișez, vă spune Maria.